Lansarea cărții despre istoria evreilor din Cluj în perioada interbelică a constituit un eveniment în viața culturală clujană. Cele două decenii prezentate în volum cuprind apogeul dezvoltării și cântecul de lebădă al unei comunități numeroase și prospere care avea să fie spulberată de Holocaust. Istoricul Attila Guido a abordat acest subiect generos și spinos în teza sa de doctorat. A fost o alegere foarte norocoasă. De fapt, domnul profesor Diamant, conducătorul meu de doctorat, a sugerat să cercetez istoria evreilor din Cluj și să aleg ca și tema de teză de doctorat această temă și eu am acceptat și mă bucur că am acceptat. Am lucrat foarte mult la această carte, mai mult de 10 ani. În 2003 am început doctoratul, dar de fapt cercetarea am început mult mai devreme. De ce considerați că e importantă pentru cititorul de azi cartea pe care a scris-o? Este importantă că nu se știe prea multe despre comunitatea evreiască sau în general nu se știe prea multe despre minorități, despre minoritățile din România, lângă care trăim, lângă care conviețuim sau cu care conviețuim. Suntem într-un moment, zic eu, fast al apariției unei lucrări mult așteptate. În condițiile în care istoria comunității din Cluj încă nu a generat o monografie comprehensivă, deci a tot cuprinzătoare a tuturor perioadelor unei istorii de peste 200 de ani. Sigur că au apărut lucrări meritorii despre diversele perioade ale acestei istorii, și în acest cadru, acum apariția tezei de doctorat a lui Guido Attila aduce în lumina reflectoarelor perioada cea mai fastă a istoriei acestei comunități, perioada în care comunitatea evreiască din Cluj a fost cea mai mare din punctul de vedere al ponderii demografice, în care comunitatea a avut un aport deosebit la înflorirea economică a orașului, în care participarea evreiască la viața culturală a lăsat urme durabile până astăzi. De aceea putem spune că o carte ca cea pe care am lansat-o astăzi, care trece în revistă cu instrumentele istoricului de acum consacrat toate aceste evoluții, nu poate decât să ne bucure și în același timp să deschidă apetitul și dorința și altor cercetători, mai tineri sau mai puțin tineri, de a duce mai departe această activitate, ajungându-se în cele din urmă la ceea ce așteptăm, deci o monografie integrală a comunității. Volumul lui Attila Guido reconstituie viața evrească din Cluj în interbelic, în toată complexitatea și diversitatea ei. Regăsim personalitățile de marcă ale timpului, evenimentele de maximă importanță și mecanismele care asigurau funcționarea impecabilă a unei comunități mari, reprezentând o cincime din populația Clujului și participând cu elan și competență la propășirea urbei. Este o carte utilă și evreilor cu origini clujene, risipiți în lume, care doresc să-și cunoască rădăcinile. Urmează ca să publicăm și în limba maghiară cartea și sper că în viitorul apropiat o să publicăm și în limba engleză. Deci cam asta ar fi soarta acum, ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Cartea a fost publicată de editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, care se preocupă cu profesionalism și consecvență de cercetarea istoriei și prezentului minorităților conlocuitoare și promovarea rezultatelor acestei cercetări. Cartea din această seară se încadrează în colecția despre minorități, colecție care
este axată pe istoria minorităților din România. În această colecție mai avem cărți care tratează istoria romilor, istoria maghiarilor, istoria cehilor, slovacilor și avem în pregătire și un volum pentru anul viitor, sperăm, care va trata turcii și tătarii din România. Această carte pe care o avem într-o excelentă variantă românească, cred că poate fi de interes și pentru specialist, deci își găsește necondiționat datele și faptele pe de care are nevoie în cercetarea sa, dar este și o carte accesibilă pentru cititorul pur și simplu interesat de istoria orașului propriu, de istoria comunităților care au trăit aici și oferă o serie de învățăminte care pot fi valorificate chiar în condițiile noastre de astăzi, privind valorile colaborării interculturale, privind prețuirea tradițiilor tuturor componentelor societății orașului, astfel încât să păstrăm acest tezaur și să transmitem generațiilor viitoare tot ceea ce este valoros.